În perioadele de vârf ale zilei și în perioada sărbătorilor este o adevărată aventură pentru conducătorii auto să circule pe străzile adiacente sensului giratoriu Unirii Nord. Traficul se aglomerează până la sufocare și coloanele de automobile se mișcă precum melcul. Miilor de autovehicule care tranzitează orașul dinspre și înspre Moldova li se adaugă cele ale buzoienilor plecați la cumpărături. Se speră ca numărul acestora să mai scadă odată cu deschiderea celor două hipermarketuri din bariera Ploiești. Dacă din februarie vom avea funcțional Kaufland-ul din zona barierei Ploiești, cu deschiderea, probabil tot în cursul anului viitor, și a unui magazin Lidl, chiar în intersecție acolo, sperăm că, nu știu, o treime din populația Buzăului să nu se mai ducă la cumpărături spre Mărăcinești, să vină spre Ploiești. Vom vedea ce se va întâmpla și după deschiderea celor două magazine în zona barierei Ploiești. Problema ar fi rezolvată doar în mică parte, așa că responsabilii din primărie caută soluția cea mai eficientă pentru diminuarea aglomerației din giratoriul Unirii Nord. Rezolvările pot fi pe bani mai puțin sau ar putea fi foarte costisitoare. Vom încerca și aici anul ăsta să găsim niște soluții, unele cu bani, unele fără bani. Respectiv, de exemplu, să începem de la Mărăcineni, dincolo de pod, probabil de la intrarea Mărăcineni, să aducem, să informăm cetățenii care vin dinspre Moldova, pentru că sunt inclusiv mulți de Republica Moldova, Ucraina, Rusia, inclusiv moldoveni care circulă mai rar și intră toți în oraș pentru că GPS-ul arată cel mai scurt drum prin centrul orașului. Bineînțeles, va trebui să-i deviem pe centură. Studiem în continuare posibilitatea de a realiza o altă stradă care să evite Carrefour-ul și cu Kaufland-ul. Este vorba despre drumul deja existent care trece prin ograda stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură și care, odată reabilitat, ar putea asigura accesul direct din Alea Sporturilor spre Moldova ori spre zona comercială. Cea de-a treia soluție, care ar putea fi și cea mai eficientă, dar și foarte costisitoare, este construirea unei pasarele. Probabil ultima soluție va fi realizarea unei pasarele pe zonă. Deci voi da în studiu și această variantă să vedem cât ne costă și în cât timp o putem realiza. Problema de la intrarea în oraș dinspre râul Buzău este reală și extrem de inconfortabilă pentru buzoieni, dar și pentru cei care sunt obligați să piardă un timp prețios în trafic. În curând se va închide și podul vechi, care va intra în reparație și traficul va fi și mai sufocant.